Presa liberă trecere. Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Sunteți din nou la emisiunea Presa Liberă Trecere. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Avem două invitate astăzi. Vorbim cu două reprezentante ale Consiliului Local Municipal din Râmnicu Sărat, pentru că am avut două ședințe pe care vrem să vi le prezentăm, să discutăm despre cele mai importante decizii luate de reprezentanții Consiliului Local. Vorbim de ultima ședință ordinară și de ședința extraordinară care a avut loc în urmă cu o săptămână și ceva. Ședința ordinară a lunii iunie a avut loc pe data de 30 iunie. Le avem invitate pe doamna Cornelia Pușcașu, reprezentanta PNL-ului, și doamna Manuela Camelia Sava, reprezentanta PSD-ului. Bună seara, mulțumim pentru prezență, doamnelor. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. V-am propus înainte de emisiune câteva proiecte de hotărâre. Puteți veni cu alte propuneri cu privire la aceste două ședințe. Prima ședință, vorbim bineînțeles de ședința ordinară, au fost 20 de proiecte pe ordinea de zi și 3 proiecte la ședința extraordinară pe care ați avut-o recent, ședință ce s-a organizat, ce s-a realizat la Centrul Cultural din municipiul Râmnicu Sărat. Dacă vreți să încep eu cu propunerile sau îmi propuneți dumneavoastră proiecte pe care să le prezentăm râmnicenilor, organigrama ADP Râmnicu Sărat ar fi un prim subiect, o primă temă. Proiect de hotărâre, de fapt, este proiectul cu numărul 2 din ședința ordinară. S-a aprobat organigrama la ADP Râmnicu Sărat. Înțelegem că dumneavoastră, consilierii PNL, v-ați abținut sau ați votat chiar împotriva acestui proiect de hotărâre? Nu, la această organigramă noi ne-am abținut și nu toți consilierii PNL, doi din cei 4 consilieri locali, eu și domnul Iuga. Era vorba de organigrama unei instituții, una dintre cele mai importante instituții din subordinea primăriei Râmnicu Sărat. Care au fost motivele care v-au determinat să vă abțineți? Motivul pentru care noi ne-am abținut a fost următorul. Organigrama de la ADP are un număr de 93 de angajați, din care 10 sunt șefi, directori, șefi de servicii și 83 de fac parte persoanele care deservesc în cadrul ADP-ului, toate activitățile care se întreprind la ADP. Pe organigramă a fost transformat un post din studii medii, studii superioare, chiar la cimitir. La cimitir, și numai că a fost transformat postul pentru un loc cu studii superioare, dar a fost numit și șef serviciu la cimitir. Postul, spun că a fost scos la concurs, nu știu cine a fost, cine este, dacă s-a luat sau nu concursul. Pe mine m-a surprins un lucru. Un șef de serviciu la cimitir nu are în suporte decât groparii, care sunt 6 sau 7, parcă scrie în proiect, și un casier. De ce la cimitir ne trebuie un șef serviciu care o să aibă un salariu probabil undeva între 45.000 de lei pe lună, iar groparul amărât are 1.200 de lei pe lună? Deci eu cred că exagerăm în unele situații și în niciun caz la ADP, pentru că acolo, la cimitir, acolo a fost totdeauna ordine, a fost frumos întreținut. Sigur, s-a adus în discuție faptul că sunt parcele, trebuie să chiar date, luate. Mă rog, sigur, sunt lucruri care se fac de ani de zile. Dacă nu un șef de serviciu. Șef serviciu. Ați ridicat această problemă în comisie? În, da, și în consiliul ședință? Local. Și în consiliul local. Și răspunsul? Așa este. După cum precizează și colega mea, s-a transformat postul de studii medii în studii superioare. Deci, schimbarea organigramei la ADP a conținut această modificare care a intervenit în urma discuțiilor și a evoluției situației de la cimitir. Administrația cimitirelor, care face parte din administrația domeniului public, are deja, la momentul actual, o activitate mult extinsă, pentru că cimitirul, așa cum știți, în ultimii 10-12 ani a luat o amploare foarte mare, deci s-au făcut parcele noi și s-a extins activitatea acestui domeniu și atunci fiecare și-a făcut treaba bine. Ceilalți administratori de cimitir care au funcționat acolo
aveau studii medii, dar după cum știi, societatea evoluează și a fost nevoie de o mai bună administrare, de o viziune nouă, modernă, de o viziune care să vină în întâmpinarea cetățenilor din Râmnicu Sărat, pentru că, de ce să nu recunoaștem, aproape toată lumea are contact cu acest serviciu, fiecare avem acolo îngropați membrii ai familiilor noastre. Și atunci, în momentul în care activitatea s-a extins, au avut loc anumite îmbunătățiri. Dacă puteți să vedeți, gardurile și aleile sunt înlocuite, iluminatul public, întreținerea spațiilor dintre morminte. Da, nu datorită studiilor superioare pe care le-a deținut administratorul de acolo. Administratorul de cimitir, așa cum se întâmplă în toate orașele, trebuie să fie un bun gospodar. Și atunci, noi nu spunem că cel cu studii medii sau cel care a fost înainte sau cei care au fost anterior nu și-au făcut treaba bine, dar considerăm că este o altă etapă în dezvoltarea acestei instituții și s-a transformat postul din studii medii în studii superioare, așa cum puteți să vedeți că fiecare are o viziune, fiecare are o previziune pentru viitor. Mie mi s-a părut un lucru normal. Pentru că ați votat proiectul de hotărâre, da, a fost și colegii aprobat, mei da. Au fost de acord. Am discutat în comisia mea de cultură, învățământ și muncă, în comisia socială, cum o numim noi, și ni s-a părut firesc ca lucrurile să intre pe un făgaș în evoluție și de aceea această modificare a fost anunțată printr-un proiect de hotărâre locală. Sunt anumite modificări, sunt anumite atribuții pe care le are. Gândiți-vă că sunt instituții... A fost ocupat postul? A fost scos la concurs și avem un cred nou că administrator? Sau cum? Cred că nu este finalizat. Este doar o modificare în organigramă. Urmează să se întâmple procedura și să intre procedura în desfășurare. Dar o să vă spun, sunt instituții care au 10... de cultură, de exemplu, care au 10-11 angajați și au un director. Instituții de cultură. Instituții de cultură, deci au 10-11 angajați. Și atunci au un director, dar fiecare departament din subordinea ADP-ului nu cred că e o mare problemă să aibă un șef de serviciu. Da? Deci nu confundăm... Nu știu, mă gândesc la ecarisaj, avem tot șef de serviciu. Avem sau... Acolo serviciu, intervine legislația și legislația a impus un șef de serviciu la ecarisaj. Deci este legislația pe domeniul animalelor. O să vedem în anii următori, în lunile următoare, poliția animalelor. Adică lucrurile sunt în desfășurare. Societatea evoluează, legislația evoluează și atunci mie mi se pare corect să... ne organizăm și să avem o viziune pentru viitor. Deci nu mi se pare nici în momentul ăsta. Eu nu pot să mă pronunț, nici dacă e bine, nici eu dacă nici este ăsta punctul nu dumneavoastră de vedere. Dacă dumneavoastră ați înțeles că pavarea aleilor, iluminatul, s-au făcut cu oameni cu studii medii, nu erau nici șefi de servicii. Deci nu putem spune că vine unul cu studii superioare care e mai gospodar. Nu, tot omul este gospodar. Plecând de la... Dacă ar fi să ne uităm într-o exact. Comună unde nu, baza nu o reprezintă studiile superioare și avem foarte buni gospodari... Și extinderea cimitirului s-a făcut niște ani în urmă. Și probabil că o să mai extindă, dar asta nu înseamnă încă, exact ce spune doamna, un șef de serviciu acolo care vă spun încă o dată, cum e șeful de la padocul de câini? Foarte bine, spune legea. Dăm niște bani. Așa, aici ar fi problema din punctul și, noastră și de vedere. Și salariile, pentru că eu dacă aș fi casieră la cimitir, care țin toată evidența de acolo, mi-ar conveni și mie să mă duc, nu știu ce, contabil șef, dacă tot am șef de serviciu ceva, mai avansat și eu, ca să iau și eu un salariu, cel puțin de 3.000 de lei pe lună. Deci chiar aici și chiar la cimitir. Și chiar la cimitir. Ah, s-a făcut gardul? De acord, s-a făcut gardul acum. Era în conducere unul cu studii medii. Că doamna a plecat de nu știu câtă vreme de acolo. Sau doamna care este casier acum. Deci și oamenii care n-au studii superioare au viziune și trăiesc în lumea asta. Pentru că dacă e să ne luăm, după tot ce se discută... Doamna Pușcașoa, cu alte cuvinte, pentru râmniceni, suntem prea sărași pentru a ne mai permite exact. Înființarea altor locuri de muncă, servicii? Da, să doamna Sava, puteți interveni? Să înființăm, doamne, eu sunt de acord și cu modernizare și cu tot, dar să înființăm undeva unde este munca omului,
Din munca omului este ceva care se poate veni... Ca o paranteză, spunea cineva zilele trecute că și în primărie și în multe instituții subordonate primăriei în ultimii ani s-au făcut foarte, foarte multe angajări și nu sunt justificate. Acum cetățenii pot spune cum stau lucrurile. Vă rog, doamna Sava. Eu mi-am exprimat punctul de vedere și în Comisia Socială și vă spun că era nevoie de gestionarea acestui serviciu la un alt nivel. Acesta este punctul meu de vedere. Trecem la un alt subiect. Internet gratuit în spațiile publice, în piața, în zona pieței din Râmnicu Sărat, zona centrală, un proiect așteptat de râmniceni de anul trecut, pentru că așa a fost anunțat de administrație. Înțelegem că au fost ceva probleme. Problema nu ar aparține primăriei din Râmnicu Sărat, ci probleme pe la Comisia Europeană. Vă rog să ne spuneți, când ne vom bucura de internet gratuit? În ultimii 2-3 ani s-a pus accentul pe digitalizare și acest proiect de care se va bucura și Râmnicu Sărat, da, de conectarea la internet în comunitățile locale, este un grant european. Banii sunt prin fonduri europene și legislația europeană a impus acest program în țările membre. E vorba despre o sumă destul de mare, 15.000 de euro, iar firma care va interconecta, da, localitățile la Wi-Fi nu este aleasă de noi, se va face o selecție, cel care va urma procedura, da, este cel care oferă grantul. Firma care oferă grantul acela va aduce și firma care se instaleze aparatura. Râmnicenii se vor bucura de anumite puncte, da, de Wi-Fi. Este un lucru firesc. În țările vest-europene, de exemplu, toate stațiile de autobuz erau dotate cu aceste sisteme Wi-Fi. În orașele mari, dar și în orașele de provincie, și cred că și tinerii și cei mai în vârstă vor fi bucuroși, pentru că vedeți, ultima perioadă a pus accentul pe comunicarea online și atunci cei care nu își vor permite să plătească abonamentele la internet vor putea beneficia la orice oră de aceste puncte, parcuri, piețe publice, da? Deci nu numai Râmnicu Sărat este beneficiarul acestui proiect european, este binevenit. Noi l-am acceptat cu bucurie, era important și pentru orașul nostru, da? Un asemenea lucru. Asta înseamnă că lucrurile se mișcă la Râmnicu Sărat și iată, facem parte dintr-o comunitate mare, comunitatea europeană de data aceasta. Mai ales că erau vorba de bani europeni, chiar trebuia să accesăm acest iar proiect. Iar Consiliul Local doar și-a dat acord. Acordul. A fost o formalitate pe care trebuia să o îndeplinim și atunci, prin acest acord, va fi implementat proiectul și la Râmnicu Sărat. Au fost de acord și reprezentanții Partidului Liberal? Sigur că da. Am votat proiectul pentru că ni se pare normal, firesc. Este de actualitate, este susținut pe fonduri europene, râmnicenii și mai ales tinerii și care vin după noi au nevoie de acest internet. E un lucru foarte bun pentru Râmnic. Acum așteptăm implementarea proiectului. Da. Vrem să ne bucurăm în principalele zone ale municipiului de internet gratuit. Vorbim tot de tineri în continuare, facem referire la cele două sau trei proiecte de hotărâre pe care le-ați aprobat, tinerii liceelor Victor Frunză și cei ai grupului Liceului Tehnologic Elina Matei Basarab vor pleca într-o întâlnire de lucru împreună cu niște asociații din București, Italia. Despre ce este vorba? Pentru că este domeniul meu de învățământ, o să vă spun că în ultimii 4-5 ani accentul programelor școlare s-a pus pe formarea de competențe cheie, de ceea ce pot fi în stare tinerii să facă după terminarea școlii. De abilitățile, de competențele lor, atunci când termină școala, să se poată integra pe piața muncii. Se pune accentul pe acest sistem de învățământ dual, când elevii din școlile vocaționale și școlile profesionale trebuie să facă parteneriate public-privat și să fie
luați de anumite firme sau ONG-uri, da, sub patronajul cărora poate să-și găsească un loc în piața muncii. De data aceasta, axa numărul 6 s-a deschis pentru parteneriatul public-privat și directorii școlilor, cum sunt cele două școli de la noi din Râmnicu Sărat, sunt împuternici să semneze contracte de parteneriate, astfel că elevii pot beneficia de anumite schimburi de experiență, schimburi de tineri și, de ce nu, de formare la locul de muncă. Se vor bucura cele două licee, Victor Frunză și Liceul Economic Elina Matei Basarab, da? Pentru că sunt trei proiecte. Noi am avut aici trei proiecte care s-au legat în lanț, da? Proiectul 5, proiectul 6 și proiectul 7. Este vorba despre aceste competențe care pot fi formate de-a lungul celor 4 ani de studiu la liceu și prin asemenea parteneri. Este o măsură bună. Unde vor face practică elevii? Unele proiecte, de exemplu proiectul 5, spune că pot face proiecte, pot semna contracte de parteneriat cu firme și cu ONG-uri, da? Prin practică formăm profesioniști ca acești elevi să facă practică. Făceau și înainte. Deci trebuie să vă spun că făceau și înainte, dar de data aceasta vor putea face proiecte și vor aplica pe axa 6 să poată fi finanțat. Nu știu telespectatorii de axa 6. Până acum știam că aveau un contract cu agenții economici de aici, de pe plan local. Da, cum erau cei de la economic, cum erau cei de la industrial, da? Și mergeau și făceau practică la anumite specializări. Ei, de data aceasta vor putea aplica pe axele acestea de proiecte, axa 5, axa 6, da? De data aceasta axa 6 s-a deschis și pot accesa fonduri, își pot găsi parteneri, cum și-au găsit cele două școli, da? Partenerii din București și din Torino, din Italia. De exemplu, proiectul 7 le dă permisiunea să implementeze, da, un proiect cu ONG-uri și cu acești parteneri din Torino și din București, ca să practice 2-3 săptămâni, da, să fie învățați să facă anumite lucruri și în momentul în care se întorc din experiența din... Deci în București sau în Italia? În Italia, în Torino, da. Da. Nu aici, acasă, nu pe plan local? Unele proiecte, de exemplu, deci ăsta este proiectul 7 cu partenerul din Italia, iar ceilalți... Dar ce specializări? Ce nu am găsit noi aici? De suntem nevoiți să mergem în altă parte? La economic, da? Cum au cofetari, cum au economiști, cum au bucătari, cum au manicuriști. Pot face practică și pot învăța lucruri noi, da? Și pot forma competențe cheie în domeniul ales, pe specialitatea aleasă. Eu, de exemplu, nu fac parte din Consiliul de Administrație de la Economic sau de la Industrial, dar colegii mei consilieri care merg în Consiliul de Administrație știu exact specializările, da? Și atunci merg și fac practică într-un supermarket, merg și fac practică în anumite ateliere, în anumite, cum sunt manicuriștii sau cei care fac... Și în țară nu s-a găsit această posibilitate? Au făcut și în țară și fac. O să-i vedeți în supermarketurile și această practică este valabilă de vreo 5-6 ani încoace, da? Vedeți tineri care fac practică atât în restaurantele și în cafenelele din oraș sau din împrejurimi. Tineri care s-au și angajat ulterior, da, după finalizarea cursurilor. Cei care sunt mai serioși și care chiar sunt implicați în acest domeniu și care chiar ajung la sfârșitul școlii să capete aceste competențe cheie, pentru că fără abilități, fără anumite practici, da, oamenii renunță, copiii renunță de obicei foarte ușor, atrași de alte motivații mult mai puternice, da, banii câștigați mai ușor. Dar aceste trei proiecte au reprezentat acordul Consiliului Local ca școlile respective să-și găsească parteneri. Deci nu implică nimic financiar? Deocamdată nu. Doar directorii au fost împuterniciți să semneze contractele de parteneriate și o să vedem cum o să se implementeze proiectele mai departe. Doamna Cornelia Pușcașu, da. Ați votat proiectele, nu? Nu. Ați votat.
Da, să știți că la Buzău există un liceu, da, cu învățământ dual. Și Moisila, da? Deci la nivel de județ avem un liceu care poate să-și desfășoare activitatea, la care merg tineri pe diferite specializări și care au contracte cu persoane juridice din interiorul Buzăului sau din județ, da? Că nu sunt numai din Buzău copii care se duc acolo, obțin acolo specializare și pe perioada școlarizării primești un bonus, un salariu, li se asigură și cazare și mâncare. Eu nu cred că ăla care se duce în Italia și stă 3 săptămâni să întoarce, el e mai curios să viziteze Italia decât să facă o treabă de asta la nivel de... Și perioada de specializare este una scurtă, spuneți dumneavoastră? Sau 3 în care săptămâni? Pleacă ei 3 săptămâni? Sigur că da. E una când vii de la o școală și știu eu care am societate și care vreau să-mi aduc la mine niște tineri specializați, știu că le plătesc, când au terminat școala, vin la mine. De ce nu spunem noi, cum am terminat cu liceul ăsta industrial, zis Frunza acum, și cu liceul agricol, da? Unde erau copii calificați, veterinari, tractoriști, mă rog, niște specializări care se caută în agricultură, nu te poți duce sau la în zootehnie, da? La industrial, când eu am venit în Râmnicu Sărat, erau câteva specializări, era un atelier întreg, și mecanic, și tâmplărie, și de toate. Nu mai sunt. Le-am terminat pe alea pentru că n-am avut interesul să mergem în teritoriu, noi, directorii, cadrele din învățământ, să căutăm copii de la țară sau să facem anumite întâlniri la țară cu elevii de clasa 8-a care optează pentru un lucru, o școală făcută în Râmnicu să iasă și el cu o calificare. Și am mai trimitem în Italia. Da, eu nu sunt de acord. Haideți să vedem. Liceul agricol a fost dotat cu tot soiul de mașini, tractoare, teren agricol, să făcea practică. Nu mai e nimic. Am modernizat liceul și avem câțiva copii acolo. Foarte trist ce se întâmplă. Și atunci, da, este structura... eu nu cred că nu trebuie să susținem aceste proiecte. Nu cred că nu trebuie să le susținem. De ce nu le facem pe plan local, la noi aici, să ne dezvoltăm manicură, coafură, ce spune doamna, da. Și la noi sunt centre, și la noi se poate face... Să poate discuta. Dar nu mergem direct pe ONG-urile astea care pleacă foarte bine, dacă așa o considerați. Nu, haideți să luăm. Eu nu sunt de acord. Învățământul dual este legiferat prin legea învățământului, da? Adică ceea ce fac copiii la învățământul dual, ceea ce fac la Buzău, la Brașov, sunt în Țara Făgărașului câteva licee care chiar și-au găsit menirea și care chiar dau randament, da? Ele deocamdată sunt pe formula aceasta de structură de învățământ pilot, adică au experimentat acest lucru și au dat roade, au avut succes. Deci ceea ce fac copiii la școală în mod clasic, în mod tradițional, prin cadrul legal, este una. Ce facem noi acum este un proiect, da? În plus, față de învățământul de zi, da, față de ceea ce fac ei în activitățile lor uzuale, și le dăm șansa să facă niște proiecte pe acest domeniu, da, al lor. Deci este vorba despre aplicarea pentru fonduri, da, pentru implementarea unor proiecte pe axa aceasta. Înțeleg. 6. Dar e mai mult o perioadă de așa de relaxare decât de o perioadă de specializare, 3 săptămâni? Nu, pot să v-am dat un exemplu, 2 săptămâni, cât durează un schimb de tineri. Ei pot avea, deci proiectul durează între un an și 2 ani și pot avea diferite activități în comun. Deci noi pur și simplu le-am dat șansa să își sporească oportunitățile de a învăța mai mult prin acest proiect, program operațional de capital uman, care se desfășoară în 2014 în 2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Deci spune doamna Pușcașu că am avea și noi specialiști și aici pe plan local. Da, sigur, deci ceea ce se întâmplă la școală, pentru că, de exemplu, cum este liceul agricol, cum este liceul industrial, au perioada lor de ore la clasă și perioada de practică. Da? Deci noi nu ne băgăm peste ceea ce se face la școală în mod... Este o activitate extrașcolară. Extrașcolară, da. Deci în plus, directorii au dorit această... De aceea această... v-am întrebat dacă există o implicare financiară a administrației locale. Sunt bani europeni? Cu ce bani vor ajunge copiii acolo? Sunt bani guvernamentali, pentru că vin pe acest program operațional de capital uman de la guvern.
Da? Deci, guvernul dă pentru combaterea sărăciei. Avem și celălalt proiect, dacă ne uităm mai sus, este proiectul 4. Da? Este axa 5 de combaterea sărăciei, pe, tot pe POCU. Da? Și ați discutat. Câți copii vor fi selectați din aceste licee? Vor vedea în condițiile proiectului. Nu s-a stabilit. Noi deocamdată ne-am dat acordul ca ei să poată participa și să-și ducă la început. Asta e prima etapă. Poate vor toți să se ducă din unitățile de învățământ. Nu uităm școala, nu pleacă nimeni de aici, ei își urmează cursul firesc, da? Deci au această oportunitate prin POCU, prin Programul Operațional Guvernamental de Capital Uman, să se poată specializa, pentru că sunt anumite cereri. E adevărat ce spune și doamna, că în agricultură duc lipsă de specialiști, în zootehnie duc lipsă de specialiști. Și Râmnicu Sărat acum 30, 35, 40 de ani era la un nivel superior de învățământ în domeniile acestea. V-am zis, societatea se schimbă. Deja populația României este în schimbare, da? Vedeți că am rămas mult mai mulți români decât eram acum 30, 20, 25 de ani. Și atunci specialitățile s-au schimbat. Am înțeles. Ca să vorbim și de celelalte proiecte, acești copii când vor ajunge sau care este perioada? Păi, în momentul în care vor încheia proiectul, proiectul poate să dureze un an sau doi. Da. Și atunci depinde ce copii vor fi aleși în grupul țintă, pentru că ei vor, nu vor lua toată școala. Nu vă imaginați că se mută școala și pleacă toată școala în proiect. Nu chiar mă gândeam la criteriul de selecție. Își vor face criteriile lor de selecție pentru anumiți copii. Poate vor să se specializeze în manicură, pedicură în Italia. Deci, chiar vreau să urmăriți acest parcurs al proiectelor și să chemați în toamnă sau când se vor derula. Deci ei deocamdată participă la selecție. Da? Și dacă vor fi aleși și vor fi eligibili, vă rog să urmăriți parcursul și să vină colegele mele directoare și să vă explice și să vedeți că, de fapt, pentru ei este o altă oportunitate. Dacă nu și-au găsit aici parteneri pe plan local, da? Pentru că firmele sunt foarte mici și, mă rog, sunt așa cum sunt, își pot găsi în altă parte. Eu nu văd de ce nu am putea să le dăm o șansă acestor copii în plus. Le-ați dat, pentru că a fost votat, a primit acordul Consiliului Local. Da. Da. Doamna Pușcașu, s-a votat metodologia de acordare a ajutorului financiar pentru bone? Da. Se vor bucura părinții care au nevoie de acest ajutor financiar în curând? Da. În perioada de alertă și atâta vreme cât școlile sunt închise, grădinițele, creșele, guvernul a dat această ordonanță prin care bonele pot fi plătite. La nivel de oraș, nu știu, se ocupă probabil Direcția de Asistență Socială. Sigur că fiecare părinte, dacă primește niște bănuți și mai ales nu are bani nimeni în care să aibă încredere să țină copilul, e un lucru foarte bun. Am fost de acord și cu bursele elevilor, am fost de acord, pentru că sunt elevi la Râmnicu Sărat care chiar meritau să fie răsplătiți pentru munca lor și au fost votate și pentru burse. Plata bonelor, proiectul va putea fi implementat, vom putea vorbi de acest lucru concret până la finele anului 2020? Da, sigur. Este legea 35 din 2020, dată în perioada aceasta de pandemie, când părinții cu copii de vârstă preșcolară, da? Deci, ca să înțelegem că este vârstă preșcolară, da? Până la clasa 0, deci pentru cei care merg la cămin sau la grădiniță. Și o altă condiție este ca părinții să fie angajați. Deci nu toată lumea primește acest ajutor. Este o grilă, da, cu sumele respective, deci trebuie să se încadreze în anumite venituri. Da? De exemplu, înțelegem că limita se menține destul de sus pentru puterea financiară a locuitorilor. De exemplu, de la 2100 până la 2500 vor primi ajutor 550 de lei. Da, deci veniturile din familie. De la, până la 2100 vor primi 710 lei ajutor de bonă. Deci este un cadru legal, este binevenit pentru familiile tinere cu copii mici, da? Și a intrat în vigoare, deci pot accesa aceste fonduri. Mă gândesc că în viitor, în septembrie, când vor începe școlile, grădinițele, deocamdată situația este incertă, pentru că este așa cum este. Și acest ajutor financiar pentru bone, da, mă gândesc că e binevenit. Mai ales că nu toată lumea are
ocazia să apeleze la bunici sau la străbunici sau la mai știu ce alte. Deci dacă se pot adresa, direcției de asistență socială se pot adresa. Da? Ca să știu. Deci înțelegem că ați votat, s-a votat și acest proiect, da, și spunea doamna Pușcașu și amintea de bursele pentru elevi, proiect de hotărâre pe care îl votați an de an. Da. Este o sumă prevăzută în buget de la început, depindem și noi de sistemul contabil al fiecărui unități de învățământ. De ce? Pentru că, de fapt, nu de sistemul de contabilitate, de sistemul de secretariat, pentru că fiecare școală își face lista cu copiii olimpici, da? Avem și acolo anumite categorii, este bursă de studiu, bursă de merit și bursă socială. Se acordă o anumită sumă pe lună în funcție de premiul obținut de copilul respectiv la olimpiadele și concursurile județene și naționale acreditate de MEN. Da? Deci pe toate disciplinele, inclusiv artistic, inclusiv sportiv, dar să fie acreditate de minister, olimpiade. Și sumele concursuri. Nu sunt stabilite de administrația locală, nu? Ba da, tot noi le stabilim. Dacă vreți să vă dau niște cifre... Nu. Nu? Știam că sunt niște cifre stabilite de cadrul legal, este cadrul legal, educație, da. Noi îl votăm în administrație locală, în consiliul local, da? Deci sumele sunt noi votăm numai propunerile făcute, propunerile care făcute și de rămân definitive până de fiecare școală, da? Deci primim un număr de elevi de la fiecare școală pe discipline respective, școlile au dovezile respective, adică diplomele copiilor, da, adeverințele sau mai știu ce. Și atunci trimit... Și acești bani se acordă lunar? Da, se acordă lunar, e o sumă mică și se contorizează. Dar plata se face odată pe an, da? Anual? Odată pe an, da. Da. Copilul respectiv trebuie să aibă cont. Cont în cont de alocație, cont în bancă. Și se virează, cel puțin acum, în perioada de pandemie, așa i-a obligat să-și facă cont, să nu mai vină toată lumea la școală să-și ridice banii. Discutăm despre un alt proiect de hotărâre. Vedem aici aprobarea bilanțului contabil la SCTUC. Despre SCTUC s-a vorbit și la ședința extraordinară. S-a discutat despre acel credit pe care îl va lua unitatea. Doamna Pușcașu. Da, noi n-am votat acest proiect de hotărâre, cum nici pe cel din ședința de urgență. Apropo de împrumutul care vrea să-l facă tu cu IMM Invest, care e o formă destul de bună cu care a venit guvernul, în sensul că au fost ajutate întreprinderile mici și mijlocii să-și poată redresa activitatea, dar plecăm de la premisa că TUCU este o societate care a mers numai pe pierderi, deci nu își mai revine TUCU. A fost închis o perioadă a stării de urgență. TUCU mai are în leasing două autobuze la care au achitat încă credit de 150.000 de lei, credit care a fost datorită, guvernul a spus să decaleze termenul de plată, vreo 9 luni de zile, dar la un moment dat, dacă și accesează acest credit pe IMM Invest, o să vină de plată și IMM Invest și cele două rate de la bănci. Și mai un lucru. Colegii au aprobat creditul. În momentul în care faci un credit, ar trebui să și girezi cu ceva contravaloarea acelui credit. Acele două autobuze care au fost trecute în material sunt autobuze care sunt în leasing, despre astea vorbeam, cu banii care mai trebuie dați la bănci și nu pot fi ca și bază legală pentru a gira un credit. La TUC situația este mai complicată, sperăm că își revine după ce a început Dar activitatea. Dar din câte îmi amintesc au fost ani buni în care ați sprijinit unității. Da, am sprijinit activitatea unității. Cu ani în urmă au fost acolo niște lucruri constatate de Curtea de Conturi. Nu cred că s-au făcut, nu au fost recuperați banii care nu prea au ieșit la socoteală în momentul în care a fost cu controlul. Și de atunci TUC-ul merge tot prost. Care credeți că va fi viitorul societății de transport urban? Și probabil, vedeți acum și cu traseele care le are, se intersectează, acum o să fie din nou, probabil mai merg pe alte trasee. Trebuie să-și, întâi și întâi, trebuie schimbat parcul auto, ceea ce înseamnă investiții.
Nu avem investiții că nu avem bani. Nu avem bani că nu avem investiții și tot așa ne învârtim. Mie îmi pare rău că societatea asta care o luase frumos și mergea bine, dintr-o dată s-a dus. Dacă domnul director poate să ia acest IMM Invest credit. Prezent la o emisiune recent, domnul director se declara optimist, încrezător că va putea duce acest credit. Acum să vedem. Doamna Sava, vă rog. Apreciez și eu că, deși se menține pe linia de plutire, activitatea societății TUC poate fi menținută, mai ales că implicarea directorului și ședințele ATRA și a Consiliului Director caută soluții să supraviețuiască. Noi am ajutat de fiecare dată. În ședința extraordinară au fost 3 proiecte cu referire la această activitate a TUC-ului, mai ales bilanțul contabil, da, pe 2019 l-am aprobat, modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare. Până acum sunt 2 mici modificări. Până acum aveam un președinte și 2 membri, acum vor fi un președinte și 4 membri, iar comitetul executiv s-a schimbat ca denumire în Consiliul Director. Eu cred că TUC-ul va supraviețui și va face față perioadei acesteia mai dificile, fiindcă într-adevăr a trecut printr-o situație la limită, da? Iar în ședința extraordinară, pe ordinea de zi, am avut al 3-lea proiect de hotărâre, așa cum spune și colega mea, contractarea acestui nou credit. Mi s-a părut mai ușor de data aceasta pentru că s-au încadrat mult mai ușor în obținerea unui credit. După cum spune și colega mea, există o garanție. Statul prin IMM Invest a garantat 90% și atunci TUC-ul va veni cu un capital de 10% garanție și este un pic mai ușor pentru ei să obțină acest credit. E adevărat, sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Au investit în mașini, ceea ce nu este un lucru rău, da? Gândiți-vă că toate orașele mari, capitala, chiar și reședința noastră de județ a pus accentul pe transportul de călători în comun și atunci este un serviciu de care ne folosim. Sperăm că vor veni și alte proiecte la nivel european, da, care să ne dea o gură de oxigen și să putem să ducem acest serviciu mai departe. În aprilie sau martie a venit domnul director în Consiliul Local și vă prezenta situația. Spunea că din mai nu știu ce voi mai face din punct de vedere financiar. Exact. Deocamdată autobuzele circulă și le vedeți în oraș, da? Condițiile de igienă sunt păstrate și fac față. Dar e adevărat, au trecut printr-o perioadă grea când n-au mai fost încasări, da? Și atunci au fost la limită. Eu la fel, sunt optimistă și vă spun că se va pune accentul pe mediu, se va pune accentul pe transportul în comun, ca noi ceilalți care avem mașini să mai renunțăm și să mergem cu transportul în comun sau chiar și pe jos. Circulați cu autobuzele SCTUC, dacă tot ar fi să ne gândim să că suntem nevoiți să le folosim? Să știți, nu știu, acum doamna Pușcașu spune că parcul auto este învechit, dacă ar fi să ne riscăm și... Nu, să știți că eu am mai circulat până acum sunt 3 două, ani. Sunt 2-3 mai bune și restul nu sunt, care merg în comune, cu directorul am vorbit. Trebuie să cumpăr alte că este în tablă să vezi asfaltul. Deci chiar eu nu mint. Da, clar, altceva vreau să vă spun, deci situația de urgență, când chiar era urgență, dar la noi în Râmnic nu era nicio urgență pe vremea aia, noi am stat frumos în casă oamenii ăștia, TUC-ul a stat liniștit. Acum când e focat peste tot și în Râmnic cu Sărați și peste tot pe unde ne foim, a crescut numărul de infectări, TUC-ul circulă. Deci atunci n-a putut să circule, pentru TUC o lună jumate stat pe dreapta însemna niște bani. Da? Ori a stat atunci în condiția în care nici omul ieșea din casă, când n-avea voie să iasă decât strict la un magazin sau până la un medic. Și atunci TUC-ul a stat. Deci, și legat de treaba asta, vreau să vă spun încă de la începutul emisiunii un lucru.
Eu aș fi tare bucuroasă și în același timp satisfăcută dacă n-aș fi și mințită. De cine, doamna Pușcaș? Apropo de virus. Doamnă, eu am o vârstă, sunt un om vulnerabil, acasă am unul vulnerabil, pe scară am niște vecini vulnerabili și eu am păstrat cu sfințenie tot ce a spus... Voiam să ajungem și la acest subiect, gata. Am făcut legătura cu ce vreți dumneavoastră să spuneți și chiar voiam să facem legătura și cu acest subiect, pentru că mi-ați transmis și mie o parte dintre consilierii locale acest lucru. Faceți referire la cazurile de COVID din primăria Râmnicu Sărat și la organizarea ședințelor de consiliu local. Da, 30. În 30 iunie și în data de 29 fusese internat din primărie un domn. Nu era corect. Normal, că nimeni nu acuză nici primarul și pe nimeni din primărie că nu este vinovat de această boală. Nici primarul, nici eu, nici dumneavoastră, nimeni pe lumea asta. Și nici oamenii respectivi. Și nici oamenii care intră în primărie și care lucrează în primărie. Așa cum ne-a dus și m-a deranjat foarte tare că la ședința de urgență care s-a ținut la Florica Cristoforeanu, la Centru Cultural, domnul primar a început prin a ne spune să nu mai să terminăm cu suspiciunile sau cu cumva batem câmpii. Nu, domnul primar. Nu, așa a fost. Am fost pe 30 în primărie, și cine pe 20... Că eu am fost prima care am dat această știre. A fost o știre atât timp cât domnii au confirmat-o. La insistențele noastre a ieșit și informația... Da, și nu văd de ce nu trebuia spus de la început, doamnă. Deci frumos, că nimeni nu zice nimic. Nu-i nimeni vinovat de treaba asta. Eu pot și să vă îngrijorați aici. De această situație. Ședințele Consiliului Local se vor organiza în continuare la Centrul Cultural cu păstrarea distanțării sociale, așa cum probabil trebuia de la început? Nu știu unde să organizați. O să vedem când vine rândul ședinței de Consiliul Local. Pentru că pe 30 am făcut în primărie și pe 10 ne duce în Centrul Cultural. Dar până acum, doamna Pușcașu, ați solicitat ceva primăriei, celor care organizează... De existența vreunei persoane infectate în primărie, cum putem să cerem? Nu cineva trebuia să ne spună nouă cetățenilor și celor care se duc plăzești să plătească și impozite. Nu, că nu intru numai la ședința locului, de se consiliu local. Intră oameni, cetățeni ai Râmnicului. Și nimeni nu dărma. Astăzi am văzut Consiliul Județean Ilfov. A ieșit pe post un singur caz, s-a închis Consiliul Județean, clădirea a intrat în dezinfecție, câteva zile. Care-i problema? S-a mai întâmplat într-un oraș din România, în urma unui singur caz s-a închis instituția. Nu se poate. Și sunt persoane care au fost contați direct în primărie. Ce solicitați autorităților, în calitate de consilier local, în calitate de cetățean, că văd sunteți afectate de această situație, da? Da. Pentru că încă o dată... Ce le solicitați? Suntem persoane vulnerabile. Adică eu am stat o lună și în casă închisă, am ieșit și nici la primărie, nicăieri nu m-am dus, am intrat pe Skype. Da? Și n-a fost ușor. Acum nu mi-este tot una să trec eu pe stradă, să mă duc în primărie să mă infectez și să ajung la spital. Pentru că până la urma urmei, să știți că mi-e milă și de medicii aia care stau acolo și nu știu cât mai pot și oamenii aia să o ducă. Și normal ar fi să știm și noi, să fim informați. Dom'le, avem asta. Asta este. Nu ne mai ducem 3 zile, 5 zile. Foarte bine că au dat cu atomizoarele. Foarte bine. Dar la fel poate să ne spună orice se întâmplă. Că putem să ne, și noi să ne protejăm. Doamna Sava, vrea să intervină? Vreți să vă exprimați punctul de vedere? Da, a fost acea ședință... Este o paranteză prea mare de la subiectul... Oricum, voiam să deschid acest subiect și această discuție trebuia să aibă loc imediat după ședința. O secundă, vă rog. Vreau să le spunem telespectatorilor că această emisiune trebuia să aibă loc imediat după ședința ordinară a lunii iunie. Și tocmai din acest motiv, din această cauză, cu 30 de minute, astăzi, ne-am întâlnit astăzi. Exact. Iulie, da? Exact. Bun. Cine este responsabil de ancheta epidemiologică și de anunțarea cazurilor? Primarul municipiului Râmnicu Sărat sau DSP Buzău? Cine confirmă cazurile? Primarul Râmnicu Sărat sau DSP-ul? Prin anchetele pe care le face. DSP-ul trebuia să anunțe consilierii locali sau jurnaliștii. Păi nu trebuia să anunțe local. Că există un focar, da? Din moment ce de la DSP n-a venit niciun... Eu în familie, dacă știu că am cazuri, mai primesc musafiri? Dar nu sau aștept vorba. DSP-ul nu să-mi spună. Nu este același caz. Este fix aceeași situație. Sau în aștept DSP-ul. Voastră, dacă vorbim oricând. Una peste alta, vă respect prea mult, vă las să vorbiți. Când vreți să luați o pauză, îmi spuneți ca să pot interveni. Deci, ați făcut o știre, am înțeles. Da. Da? Da. Că există un caz în primăria Râmnicu Sărat. Trei cazuri.
confirmate de domnul viceprimar la acel a moment. A fost declarat focar prin DSP, deci eu m-am uitat pe știrile de la DSP și erau 11 focare în acel moment, printre care cel de la centrul de violență Mama și Copil din Râmnicu Sărat și încă un alt centru din Râmnicu Sărat. Dacă dumneavoastră știți că la primăria Râmnicu Sărat a fost un caz COVID, da? Deci n-ați făcut o anchetă junalistică pe teren, de ce nu v-ați dus la DSP, de ce n-ați cerut? Au fost trei cazuri confirmate în urma insistențelor noastre de către domnul viceprimar. Eu vă spun că sunt cazurile concludente. Neconcludente? Da. De ce? Pentru că dacă era într-adevăr să se confirme COVID, toți din primărie erau bolnavi. Păi dumnealor au confirmat că au fost contact. S-a făcut o anchetă epidemiologică? Înseamnă că cineva ne-a mințit. S-a făcut o anchetă epidemiologică? Sunt angajați internați. Dar de ce să ceară domnul primar testarea? Dacă vine DSP-ul și face anchetă psihologică și stabilește contactii la contact? Epidemiologică, nu? Da. Dacă faci o anchetă epidemiologică de SPO atunci, înseamnă că și respectivul contact și respectivul contact și îl testezi și pe ăla și îl testezi și pe ăla. Aici în primărie a fost problema. N-a mai fost niciun bolnav din acel moment. Deci dacă era, toți se îmbolnăveau pentru că sunt în birouri, circulă de colo-colo. Aici, da? Era și, și atunci, dacă, aici era și teama doamnei Pușcașu. Dacă de nu ce s-a stabilit s-a un focar de SP, da? Prin DSP oficial. Dumneavoastră, ce anchetă jurnalistică? Da, DSP-ul cum a fost? Era cazul cum să fac eu concluzia? Anchetă jurnalistică? Păi ați zis că ați dat știri. Am dat știre confirmată de viceprimarul și primarul acestui municipiu. Da, avem trei colegi internați în spital. Administratorul public, domnul Ceparu, a fost zilele trecute și ne-a spus unul din cei trei s-a reîntors la lucru. Ce vreți să facem? Și atunci este focar, este focar COVID, că se îmbolnăveau toți acolo. Da, am declarat că este focar COVID. Doamna Pușcașu a spus de ce nu am fost anunțați. Da. Atât păi a dacă spus. Ziceți că primarul și viceprimarul v-au au spus anunțat la, cum am spus, anunțat? La insistențele mele, după ce am aflat din diferite surse. Da, nu știu, eu am participat la ședință. La ședința respectivă, am... dacă vreți să discutăm, a venit domnul director, domnul manager, la sfârșit, după ce s-a terminat ședința și am terminat de votat aceste proiecte pentru care am venit aici să discutăm, da, așa era frumos să continuăm discuția despre aceste proiecte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local și Consiliul Local în contextul COVID-19. Nu, pentru asta m-ați chemat, pentru ședința Consiliului Local. Și această ședință s-a ținut într-o locație, doamna Pușcașu. Și toată Pușcașu, lumea a participat, deci în ședința aia doamna Pușcașu, de ce nu s-a ridicat? Să spună, băi, oameni păi buni, avem doamne. Ceva? Păi, dar nici eu n-am știut, doamne. Acum aflu de la voastră că sunteți atât de vulnerabilă. Nu sunt eu vulnerabilă, eu sunt vulnerabilă, vă rog doamne. Foarte mult, doamna Sava, deci, aici ne respectăm în continuare, doamna Sava. Nu s-a ridicat doamna Pușcașu să spună că să ne calmăm, vă rog foarte mult, din respect pentru telespectatori, vă rog foarte mult. Din 29. Îl aveam eu internat? Nu dumneavoastră, primăria, dacă susțineți atâta. Doamna Pușcașu, deja vă depășiți niște minute și nu vă permit. V-am acceptat 4 ani de zile opoziția aiurea, făcută total aiurea. Doamnelor, vă rog foarte mult. Acum spuneți că sunteți vulnerabile, dar în ședință noi am discutat acolo, am votat acolo și după o lună de zile vine și spuneți că nu v-am anunțat. Nu după o lună de zile. Atunci nu aud. Domnii au refuzat în acea zi prezența în emisiune, când trebuia să organizăm această ediție, au spus nu mai venim, din cauza celor înregistrate, întâmplate în primăria Râmnicu Sărat. Eu nu știu ce ați discutat dumneavoastră cu domnul viceprimar și cu domnul primar. Păi ați spus că ați văzut știrea. Ați spus că ați văzut știrea. Ați spus că ați dat știre. Haideți să ne uităm pe material, parcă ați spus că ați văzut-o și dumneavoastră. Nu am văzut știre, ați zis că ați făcut o știre. Și că v-a răspuns domnul primar. Deci în acea ședință nimeni n-a spus nimic. Doamna Pușcașu vine acum după o lună și este foarte șocată de ce s-a ținut atunci ședința. Toată lumea a fost șocată atunci, la momentul aflării. Eu n-am fost șocată, eu am participat la ședință și am votat. Doamne, și doamna la fel. Doamne, deci ședința a fost pe 30 și domnul a fost luat din primărie pe 29. Și noi nu am era normal să știm noi pe 30 dimineața? Și noi am aflat joia de acest caz. Păi, da, doamnă.
de aceste exact cazuri. Exact așa se întâmpla, nu puteam să mă ridic în ședință că nu știam. Nu știați, nu s-a știut. Nu știam că omul ăla a fost bine. Din 29, doamne, și dar cine vize? Eu? Primarul? Primăria știa de aceste cazuri, pentru că dumnealor au declarat că oamenii au fost internați din weekend. Din weekend nu au mai venit la serviciu. Să poate verifica la spital. Cred că suntem și la finalul acestei ediții. Vreau să mai spun un aspect. La acea ședință a participat managerul spitalului, care știm, a venit că am pentru fost prima prezent. Dată la punctul diverse și am pus întrebări din partea cetățenilor de bun simț și am ajuns la un mesaj de consens că le mulțumim cadrelor medicale și pe această cale, în mod personal, vreau să îi asigur de respectul meu și de recunoștința mea pentru tot ce au făcut în această perioadă, atât cadrelor medicale cât și personalului auxiliar, de la medici, asistente, infirmiere, reportari și toți cei care s-au implicat în tratarea pacienților COVID. Atunci domnul manager a precizat toate amănuntele care erau cerute din oraș pe diverse medii, da, online sau pe la colțuri, și omul a venit și a răspuns sincer la întrebările noastre. Știm, am dat știre, da, am difuzat da, materialul atunci, cu toată reacția. Deci dacă și domnul poziția... director a venit acolo, cred că domnul putea 30. Inclusiv el să spună că acum aveți îl găsim vinovat pe domnul manager, da. Că n-a spus. Să-l găsim pe domnul primar sau să spună doamna Pușcașul este că l-ați internat. Eu nu am găsit. Uitați-vă pe deci a fost timp internat și să l-ați internat. Eu? Nu dumneavoastră, dar dumneavoastră susțineți cu atâta tărie că e corect așa. Nu este corect, doamna consilier. Eu nu susțin că ați fost acolo la ședință și n-ați spus și dacă chiar vreți să mă știați. La ședința și noi presa am fost acolo. Eu nu am știut și nici colegii mei, doamna, dacă era să ridica cineva unul și spunea, deci nici eu și nici colegii mei și nimeni n-a știut. Doamna Sava, repetăm, în momentul ședinței... Deci pentru asta m-ați chemat? Pentru ședință. Păi pentru ședință. Și atunci așa la ședință, cum ați vrut acum să felicitați echipa din la spital, ședință, așa și doamna Pușcașu a simțit nevoia să vorbească de acest lucru, de ședințele Consiliului Local. Eu sunteți de acord să încheiem discuția aici, dacă vreți să vă reproșați da, alte lucruri, le faceți în spate, nu în telespectatorul dumneavoastră, dar cu așa atitudine nu mi se pare că suntem pe drumul cel bun. Doamna Sava, vă rog foarte mult, ați transmis mesajul, s-a văzut mesajul, haideți să ne luăm și la revedere din fața, în fața vreau telespectatorilor. Le transmit un ultim mesaj, să aibă grijă fiecare de sănătatea lui, de familiile lui, pentru că numai împreună, având grijă unii de ceilalți, putem reuși să trecem peste această perioadă dificilă. Mulțumesc! Doamna Pușcașu, mesajul cred că a fost deja transmis. Da, eu în continuare acest mesaj către primărie și cei care conduc primăria, să transmită râmnicenilor în momentul în care ceva nu e în regulă, să știm și noi. Pentru că dacă știam în 30, nu mă duceam la ședință, fiind internat din 29 domnul din primărie. Le mulțumim celor care ne-au urmărit în această seară. Le spunem la revedere, numai bine, pe data viitoare. Presa liberă trecere.